Maica Siluana Vlad, coordonatoarea Centrului de Formare și Consiliere Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril și stareța Mănăstirii Sfântul Siluan Atonitul din Iași, a trecut la domnul ieri, la câteva zile după ce împlinise 77 de ani. În conferințele susținute, Maica Siluana a abordat teme precum combaterea depresiei cu ajutorul credinței, iubirea aproapelui, viața duhovnicească și multe altele. Maica Siluana Vlad s-a născut în anul 1944, a studiat filozofia la Universitatea din București. După absolvirea facultății, a predat filozofia ca preparator timp de un an la Universitatea din Galați. A început să participe alături de tineri în acțiuni sociale, iar după 1990 s-a implicat în fondarea Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români filiala Galați. A intrat ca soră la Mănăstirea Buciumeni, apoi a mers la Mănăstirea Cristiana din București la îndrumarea duhovnicului său. La mănăstire și-a continuat activitatea caritabilă și socială, desfășurând activități de binefacere în rândul copiilor străzi și oferind îndrumare tinerilor. În 2001 a primit tunderea în monahism, mutându-se la Mănăstirea Jitianu lângă Craiova, unde a înființat Centrul de Formare și Consiliere Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril care funcționează până astăzi la Iași. Odată cu plecarea la Iași în anul 2008 a înființat mănăstirea Sfântul Siluana Tonitul, în conferințele susținute, Maica Siluana a abordat multe teme actuale.